În zilele următoare se vor desfășura meciurile contând pentru etapa a 5-a din Liga 1 de futsal. După victoria muncită din runda trecută de acasă cu 2-1 în fața celor de la CFR Timișoara, Autobergamo va avea o deplasare lungă la Fortius Buzău. Meciul se va desfășura duminică 10 octombrie de la ora 11, iar devenind văzuți ca favoriți în această perioadă, își doresc victoria. La prima jornada jugamos con Buzău, también es un partido complicado, fuera de casa siempre es complicado, viajo largo y vamos a intentar ir con la misma mentalidad de ganar todos los partidos. Meciul următor la Buzău nu va fi ușor, este o deplasare lungă, dar mergem cu aceeași mentalitate să câștigăm. După deplasarea de la Buzău, Autobergamo, care este pe poziția a treia, la egalitate de puncte cu a doua clasată, United Galați, dar cu golaveraj mai slab, va juca pe teren propriu cu liderul cu punctaj maxim, FK Odorheiul Secuiesc. Meciul dintre Deva și Odorhei este programat pentru data de 19 octombrie, ora de începere a partidei fiind 18.